Ceea ce vedeți dumneavoastră în spatele meu, să nu vă imaginați că este un depozit de peturi sau un loc special amenajat pentru colectarea acestora. Așa arată albia unui pârâu de pe raza localității Scoarța, unde autoritățile nu fac nimic pentru a curăța și a ecologiza această zonă. Comuna Scoarța lasă de dorit la capitolul ecologizare. Albia Pârâului, care străbate Comuna, este plină de peturi, iar autoritățile locale stau cu mâinile în sân. O echipă Goștevea a descoperit grămezile de peturi pe Albia Râului și a sezizat imediat comisarii gărzii de mediu care au rămas fără cuvinte. Reprezentanții gărzii de mediu au precizat că primăria Scoarța a fost amendată de nenumărate ori pentru că au fost găsite deșeuri aruncate la întâmplare. Ce pot să vă spun? Te lasă fără cuvinte. Deci o situație de genul ăsta te lasă fără cuvinte sunt curios ce o să, cum o să reacționeze de fapt primarul mâine când să trimitem echipa pe teren. Ce pot risca? ce pot decât amendă. Și îmi pare rău că nu e, nu e prima dată în ceea ce privește pe, ceea ce privește administrația locală Scoarța. În cadrul jurnalului de mâine vom reveni cu amănunte privind acest subiect.